Sunt reptilian și mă mândresc. Ăla cum ești reptilian? Reptilian. Și că reptilienii s-a făcut cu extraterestri. Nu, extraterestrii a făcut. Am citit de reptilian mai multe teorii, te pus pe tine. A făcut maimuța Rehus. Nu, Resus. Nu știu de unde a făcut-o. Că s-a făcut și negri cu ea și a luat sida. Nu, paliște. Și că s-a făcut cu maimuțe. Maimuțele avea sida, nu murea. Păi zice că trebuie să o fuzi vie de o dracu să răcăie și ea. Ce diferit să mă investiză cu teoriile astea? Bă, sida era mai bemul la... A făcut-o de viață genetică și a rezultat ce rezultat. Nu, ăștia a făcut... A venit reptilienii. Care era extraterestri din OZN-ul. Și a zis, bă, aici e mulți boscheți. E niște animale mișto, nu? Ce mă uită bubă asta. Eram beat și mi-am băgat țigara invers. Cred că nu, nimeream botul și mi-am ars nasul. N-are nică să-l împără. Așa. Nu, aia, te întrece, deci cum trece, se face frumos, se cicatrizează frumos. Și mi-am dat seama că sunt reptilian. Dar nu știu, sunt un reptilian dubios. Să vă zic genealogia de reptilian. Facem frenologia și după aia facem. Că în primul rând contează căpățâna și după aia corp. Dar după aia ne analizăm și la corp. De ce? Ți-a murit lăudătorii. Da, mi-a murit de ciudă. Și după aia a devenit de păi că bă, tu faci mai rău ca un reptilian. Eu am învățat de la voi chestii de astea. Și voi sunteți oameni. Cum? Nici tata nu e reptilian. Mama e reptilian. Așa, deci să ajungem la mine. Când mi-a dat eu seama că sunt reptilian? Eu habar n-avem de reptilian. Citeam pe internet prostii, mă căcapă mi de rostii. De aia albi, de aia mici și de aia mari. Dar ăia albi ce mai puternici. Îi vedeam ea de aia fiori. Vine așa la centură. Și nu să nu deschizi vortexuri. Cum? Vortexuri. Că vine reptilieni. Ce reptilieni? Un fel de dragi. La extraterestri. Și nu știe când s-a născut, nu știu cum, dar a născut ceva. N-avea femei cu ei. Și am cu niște maimuțe, se numește antropoide. Era de alea cu capul mic, crăcănate, era bine pentru ei. De ce? Era crăcănate, putea să le face pula rapid așa. Da, istoria speciilor. Și s-a născut niște oameni cu large head, dar nu era reptilien, că nu știu, altă teorie de reptilien, că ar fi de fapt RH-ul negativ la grupele sanguine. E că a apărut acum 25-30.000 de ani reptilienii până Europa. Păi atunci a venit extraterestrii, ne-a făcut, păi acum 25-30.000 de ani nu era antropoid de văd. Ne-am încurcat în cifre. Și în teorii. Era hominide, nici hominide. Era omul de Neandertal cu omul de Sapiens, care s-a făcut între ei. Asta mai cred. Că semănau. Dar nu. Bine, a apărut. De fapt, alții ziceau mai așa, mai credibil. Băi, a fost o deviație genetică. Adică nu era antigenele. Și ce face chestia asta? La indivizii ăștia? Nu la toți. E două tipuri de reptilieni. Eu acum trebuie să am grijă de la viitoarea mea consoartă. Aia 100%. Să nu iau reptilian. Băi, de ce? Am văzut că a zis că dacă unul cu RH negativ se pute până cu RH negativ, e de copii care ori moare, băi, acum, bă, nu știu, să mai cercetez. Ori trăiește foarte puțin, că nu poate să țină de oxigen. Deci îmi iau o oamă originală, cu RH pozitiv și îi fac numai ploduri. Plus de ea cu RH negativ, că de obicei se moștenește pe linie paternă. Dar la mine e ciudat, s-a moștenit pe linie maternă. Ce caracteristici are părinții mei? Păi tata nu știu, cred că e de până Oltenia, a avut un străbunic sau un bunic preot, dar era roșcat.
Și asta arată că fiind roșcate, ăștia sunt foarte rari. E de origine germanică. Că au fost ăștia de origine germanică și până Oltenia. Dar mai de mult, cred că acum vreo 200-300 de ani de la scos pe ăsta, că ăsta s-a făcut preotul ortodox. Să mă crea băiat deștept, inteligent. Că după aia a scos de ăștia care nu era chiar așa. Dar la tata s-a prezervat doar caracteristica de păr roșcat. Și fața aia cu maxilar mai voluminos, nasul drept aia acum e buhăit, nici buhăit. Acum ți-a făcut și reptilian. Și el n-are pomeții, adică zigomatici chiar așa. Arcadele le are cam ca mine. Large head are și el, că a moștenit ceva, dar n-a moștenit altceva. Fruntea lată, în sfârșit. Eu am maxilarul puțin mai mic al lui, buzilii sensuale. Le-am moștenit de la mama, dar sunt mai mici ca ale mamei. Nasul de Europa. În sudul Europei vezi de aia aghiline, așa, știi? Ochii mici. Aia și tata avea ochii mici, că era bărbat, mama are ochii mai mari, dar aveam ochii mici. Ăștia cu RH negativ sunt de două tipuri. Ori roșcați, cu ochii verzi sau albaștri, ori de ăștia cu părul negru și brown eyes, adică ochii de cacao. Și ăsta sunt eu, cu ochii de cacao. A făcut love, nu știu, a făcut dragoste, a făcut creștin ortodox mama cu tata. Ce a ieșit? N-a știut până acum, cu toate că îmi dădeam seama că sunt foarte mult cu mama. A ieșit un copil primul născut cu grupa B3 care e dominantă. Mama are 0 RH negativ. Și, mama, ești donator universal, mai tare ca 0 RH pozitiv. De ce? Că n-ai antigenele. Și poți să dai la oricine sânge. La RH pozitiv nu poate. 0. Și poți să-mi dai și mie. Dar tu ești ocupată cu halchidichi de 3 lelidichi. Să ocupă o lela în cur că suferă. Băi, nu sunt eu vinovat de treaba. Nu știu ce treabă. Cred că e treaba mică și treaba mare. Și sor mea a ieșit cu RH pozitiv B3. Și la ăștia cu RH negativ. Băi, în general au o inteligență foarte ridicată, o fluiditate a gândirii. Se vindecă de boli foarte rapid, sunt rezistente, au un sistem imunitar foarte rezistent. Deci a apărut o deviație genetică care a fost prezervată de specie, cu toate că ei sunt într-un număr mai mic, nu știu, 15% de populația globală. Și pe continente, normal. Cea mai mare corespondență ar fi în Portugalia, acolo. Majoritatea sunt cu RH negativ. De aici cade teoria aia că dacă te fuci cu una cu RH negativ și tu ești cu RH negativ, îți moare copilul. Păi aia nu se mai mulțeau deloc. Îl spârchea pe aia pe copil și deci nu e bună ideea care să. Și după aia mai sunt evrei cu RH negativ mulți. La asiatici nu prea sunt mulți oameni. Păi cade teoria că și asiaticii sunt mulți criminali demenți. Și negrii sunt mulți criminali demenți. Și că sunt oameni de aia buni. La negri, spre exemplu, nu mai e RH pozitiv, foarte puțină populație. Eu zic că e vorba de diblă și de caracterul omului. Și cât de lacomie. Și cât de bun al sufrițelul e, nu că e RH pozitiv sau ești reptilian sau nu știu ce. Toți suntem oameni. Deci reptilian poate să fie și unul cu RH pozitiv. Foarte bine. M-am văzut eu RH pozitiv, nu făcea. Stai că nu-ți dă RH pozitiv. Mamă, ce reptilian s-a făcut. Sora mea s-a făcut o reptiliană perfectă. O ură de-aia fantastică. Științifico-fantastică. Și ce caracteristici am eu la față? Nu știu dacă se observă prea bine. Deci un maxilar mai voluminos cât de cât, cu toate că nu pare pentru că am zis că mă și mai mari, asta îți dă un facies mai frumos. Nasul e drept, cu toate că am căzut pe nas de multe ori, s-a făcut mișto. Sprâncinele sunt superbe. Fruntea mai voluminoasă, dacă era în fată, părea mai dubios.
Ochii sunt foarte drepți, mișto. Sunt oarece migdalați. Asta cred că am mai avut și mongolii ăștia care au venit și aici, acum 1000 de ani. Pentru că sunt niște caracteristici asiatice. Unele gene devin, se replică și după N generații. Corpul meu este foarte frumos. Da, nu e chiar superb, super, dar am mâinile bune, sunt mai feminine. Nu sunt carave de alea mai. Asta mă ajută la grafică foarte mult, pentru că sunt flexibil. Aia, că nu sunt bolnav, că aia merg scolat. Picioarele drepte, zici că sunt de gagică. Am și defecte, am sfârșit. Picioarele sunt alea, tălpile picioarelor. Sunt cam voluminoase. Îl monștesc pe tataierele. Și sora mea nu știe numărul la botine de alea fine. Nu știu. Și mă rănesc că mi-a botine de alea mici. La ea totul e mic și creierul, cred. Îmi pare rău că nu ești reptilian. Sau îmi pare bine. De ce? Să dai din ea pe mine. Săracă de aia, ce să... Dacă e săracă. Mi-am văzut ochii pe internet. Bă, cine se laudă cu inteligența asta? Nu e prost. N-are cu ce se laudă. Băi, îmi plac oamenii care se laudă, care și-au laudă. Nu că sunt unul dintre ei, eu de obicei sunt modest. Dacă ar fi să mă laud eu cu ce pot, de adevăratele, nici atâta nu ar să laud. Și, deci reptilian, cred că era tataia. Mama aia era de asta. Deci avea capul mai mare, ochii verzi și se moștenește pe linie paternă de ce era așa. Era un om bun, nu știu. Da, asta e. Era un om foarte deștept, foarte verde. Și eu am moștenit pe linie maternă, care este, nu știu, 25% dacă poți să spui. Și mai au câteva care caracterizare. Eu folosesc inteligența imediat să ne întrebăștește căgicile oameni de mine, dacă vreau eu. Și eu fac ele. Și eu. Da, în principal astea se îndrăgostesc ori de bani, de statusul social sau de condițiile de trai sau de inteligență. Deoarece ne numim Homo sapiens sapiens. Și gagicile, instinctiv, vor progenituri ca să aibă toate caracteristicile și cât mai bune. Dar ce și tu asta nu-i de la gagici? De ce îți plac gagicile frumoase? Pentru că ești instinctiv, sigur, că ai o genetică bună. Și nu-ți face deștept.